Salutare, lume frumoasă! Haideți azi să facem o pereche de cercei eleganți, care nu sunt foarte greu de făcut, dar totuși necesită atenție. Deci vom avea nevoie de așa două ștrasuri, mai mini sunt cu de așa fel, luați de care aveți. Mi-am pregătit 4 lungimi de ce lungime vreau eu să fie aceste, să zic așa, agățătoare, și mai am o bucată de lănțișor care îl voi pune mai târziu. Vă trebuie tije, eu așa mi-am ales din argint, am luat cu platoul ăsta mai lat să fie mai sigur, ca așa îmi place mie. Voi luați de care vă place și cum vă place. Bun, ce facem acum? Și o bucată de piele ecologică. Prima dată eu lipesc ștrasul mare aici. Îl voi pune așa un pic să nu-l murdărim. Dar eu l-am murdărit un pic, să-l șterg. Bun, ștrasul mare. Apoi iau cu un vârf de foarfecă, de ce aveți acolo, pun aici adeziv și voi prinde capacul, trebuie pus adeziv că curge, voi prinde aici două bucăți din ștrasurile care le-am tăiat. Da, asta este prima etapă. Potrivim mijlocul să fie. Să arate frumos. Așa. Și mai pun un pic de adeziv. Hai să mișc. Nu murdărim, doar așa să țină. Este mai ușor de lucrat după. Apoi eu și cos acest lănțișor pe care îl voi adăuga. Îl cos deoarece adezivul când se usucă se desprinde. Nu mai este rezistent. Dacă aveți un adeziv care sunteți voi sigur că nu se va desprinde în timp, încercați. Eu încă nu am găsit așa adeziv. Nu se desprinde. Dacă nu se desprinde la un interval scurt de timp, se desprinde peste un an. Dar așa, haideți să pun să vedeți toată lungimea. Cum fac eu? Deci eu fac în felul următor, pentru a-mi repeta lungimea, pun aici așa, da? Vedeți? Înconjur. Presăm un pic. Și îl apropii ca să fie frumos. Îl apropii așa, maxim cât de mult pot. Și las să usuce. Aproximativ o usuce. Cât de cât se usuce, se prinde. Aproximativ o jumătate de oră. Da, restul tai aici, ceea ce e jos, să-mi iau foarfecă cu care tai. Fine, nu găsesc acum. Jos o să tai lănțișorul, da? Și las să usuce. La fel procedez și cu al doilea cercel. În următorul pas, după ce am decupat, așa, bruto, am decupat cercelul, voi prinde cu acul
merg de jur împrejur, da? Ca să nu se dezlipească. Și inclusiv ștrasul din mijloc, la fel o să-l fixez cu acul de această piele. După care voi tăia atent, exact pe margine, exact pe margine, așa cum merge. Voi decupa surplusul de piele. Asta este rezultatul pe care l-am obținut. Iată, așa am prins eu. Da? Dar vin cu o modificare. Totuși am hotărât până la urmă să pun aceste agățătoare. Iată, așa va veni. Și de ce e următorul pas? Eu voi prinde acum acest inel, da? În așa fel, o să-l fixez aici cu ață, în așa fel ca să-mi rămână doar un pic ieșit pe partea de sus. Da? Iată, așa se vadă, foarte puțin, doar cât să-mi intre, cât să-mi intre ăsta, baza de cercel. Aici este deschisă și va veni aici prinsă. Sau o puteți băga din prima, dacă ea este închisă, și fixăm acest inel la distanța asta. Iată, așa am prins-o, așa va arăta, da? Pe partea asta se vede doar foarte puțin. Și acum voi lipi ceea ce avem aici, voi lipi în așa fel. Da? Deci va fi curat. Deci lipesc, apoi decupez curat și voi, așa arată după ce am lipit-o, vedeți? Aici se vede foarte un pic și așa arată. Acum, ea va veni cusută de jur împrejur, dar pe margine eu voi folosi, bineînțeles, sârma spiralată. Iată, așa o să o prind. Cum facem la broșe? Cum cos o sârmă spiralată pe contur? O găsiți în video-ul cu broșa cheiesol. Și iată rezultatul final. Deci, asta este spatele. Vedeți? Prelucrat. Laterala îngrijită. Aici la fel se vede. Curat, îngrijit și gata. Iată rezultatul final, care eu zic că a ieșit ceea ce mi-am propus. Pe voi vă invit să apreciați, să vă abonați la canal și să lăsați un comentariu dacă sunt întrebări. Mulțumesc!